felicitări pentru prezentare. Am vrut să facem această introducere pentru că am considerat că înainte să fim posomorâți și înainte să ne plângem din nou de milă și înainte să ajungem luni și sper să nu ne plângem din nou de milă, așa că vedeți ce facem duminică, este foarte important să nu uităm cine suntem. Și după această introducere, trecem la companii care inovează și am să le vin în scenă pe Octavian Bădescu, prietenul, partenerul și colaboratorul nostru la Sendri Curier, care a lansat în acest an și compania Loco. Octavian Bădescu. Mereu mai plăcule, la atâtea întrebuiți, poate la atâtea forme. În plus, îți permite să îmi vin arta cu funcționalitatea când vine vorba de mobilie, spre exemplu. De ce m-am apucat de întâmplărie? Oricum, am montat câteva lucruri pe acasă, nu poate fi prea dificil. Faci măsurători, câteva schițe, încă șuruburi, cuie, panouri, lemne, adeziv și gata. Nici pe oricum nu mai trebuie acum. Există aplicații pe smartphone care îți permit să faci suprafețele cât mai drept. Experiență și expertiză am însă într-un tot alt domeniu. Mănâncuri era pe câini. Pe 11 noiembrie, la zilele BIS, am să-ți arăt cum poți folosi tehnologia mobilă pentru a inova disruptiv într-un domeniu vechi de prin lume. Curiaș. Spunea acolo unul din sloganurile Sendri, we do things in the agile way. De ce e important să fii agil în antreprenoriat? Păi, care e viața unui antreprenor? Pornește o afacere, două, trei, în serie sau în paralel. Unele ies, altele nu ies. Din 20 de afaceri, primele 10 mor după primul an, vreo 6 pierd bani, 5-6, vreo 2-3 sunt pe linia de plutire, încă una, două, poate încep să facă ceva profit și, eventual, una singură de lovitură. Da? Ceea ce sper tu ca antreprenor este ca din cele care ies să-ți acopere și pierderile celor care nu ies. Numai că alea care ies foarte bine atrag atenția concurenței care vine și face și ea exact același lucru și din creșterea ta și din marja de profit de două cifre, foarte repede ajungi la o creștere mult mai mică și la o marjă de profit foarte mică, care la un moment dat tinde la zero și după aceea ajunge să nu mai merite să faci afacerea. Deci singura șansă ca antreprenor este să inovezi continuu, dacă se poate, disruptiv, pentru că numai tipul ăsta de afaceri reușesc să aducă mereu ceva nou și să dea lovitura într-un fel sau altul. Diferențierea, poziționarea, axarea pe nișe, asta este practic singura șansă, comportamentul agil în afaceri. Și dacă agilitatea e, știu eu, unul din sloganurile Sendri, atunci poate pentru Loco s-ar potrivi mai mult un citat din Victor Hugo. Există o forță mai puternică decât toate armatele lumii și aceea este o idee care i-a sosit vremea. Despre asta voi vorbi un pic azi, într-un studiu de caz prezentat pe scurt despre avantajele competitive generate de agregarea resurselor operaționale și de dispariția de specialatului în activitatea de curierat, despre inovația disruptivă numită Loco și despre cum a trecut Sendri Curier de la servicii Sendri la servicii Same Hour și Instant cu ajutorul acestei aplicații. Mai întâi o scurtă introducere în contextul de curierat cu ce ne confruntăm la acest moment pe piață. Există evident o creștere a comerțului online, există o creștere în ponderea comerțului online către business to consumer și chiar și consumer to consumer, o creștere a nevoilor de livrare în aceea zi, ba chiar cât mai repede posibil, dacă se poate acum. Există de asemenea o tendință de creștere a segmentului de food delivery motorizat mult de către aceste aplicații mobile, agregatorul de food delivery. Este o nevoie continuă de a
scade costurile și de a îmbunătăți experiența de utilizare a consumatorilor. Într-o concluzie, ceea ce dorește astăzi clientul este să aibă un control total, să primească ceea ce dorește, când dorește, unde dorește și de la cine dorește. Soluția pe care a găsit-o Roco pentru a realiza aceste deziderate a fost sintetizat în două aspecte esențiale. Scopul Loco este să agrege multiple resurse operaționale de livrare pe unitatea de suprafață, da? În interiorul unui oraș, ca să scadă costurile. A doua, costurile directe, a doua sursă de scădere a costurilor este dispariția dispeceratului făcut cu ajutorul resurselor umane. Un alt scop a fost să realizăm o conexiune directă între expeditorul unui colet, între curier și destinatarul coletului și o comunicare permanentă între ei pe parcursul livrării. Și sigur, mai sunt și alte aspecte care într-un final duc la o experiență de utilizare mult mai bună. Prin urmare, acum câteva luni, aproape un an deja, am pus la oaltă resurse pentru realizarea acestei aplicații, care practic își propunea dacă vreți să facă din fiecare om un potențial curier. Dacă îmi face din fiecare om un potențial curier, practic densitatea ar fi extrem de mare și costul ar scădea foarte mult. Rezultatul a fost că la momentul actual avem implementat proiectul în 5 orașe din România. Gestionăm peste 1.000-2.000 de comenzi lunar prin aplicația Loco. Suntem integrați în platforme mobile de food delivery, lucrăm cu restaurante și discutăm despre extindere în Republica Moldova și chiar și, de ce nu, în alte țări de pe lume. Pe scurt, cum funcționează aplicația ca flux operațional? Se generează comenzi. Se alege un curier sau se desemnează automat, primul care se înscrie de la caz la caz. Se asigură o comunicare continuă și o monitorizare a traseului coletului din momentul în care s-a ales curierul până în momentul în care s-a livrat. Și într-un final se oferă confirmare de primire însoțită eventual și de fotografie, totul în timp real, cu semnătură și confirmare de primire. Aici sunt câteva screenshot-uri din aplicația de curier pe acest flux operațional. Aplicația poate fi integrată în multiple forme cu mai multe tipare de utilizatori, fie cu restaurante, fie cu agregatori de food delivery, fie cu companii de curier. Cam asta este situația despre Loco. Noi ne-am propus să atingem practic un cost de livrare pentru livrările de instant în viitor de până la 2 euro. Asta este ținta noastră. Știu că pare poate greu. Nelson Mandela a spus la un moment dat că totul pare imposibil până când a fost făcut. Așa că și noi avem lucrul ăsta în minte. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit în final să urmăriți un scurt filmuleț legat de aplicația de client, noua formă a aplicației de client, care va fi disponibilă pe App Store și Google Play la finalul acestei luni. Îl vedeți acum în premieră. Mulțumesc! One, two, three, four. Delivery is at the door. Fast Start app works in the most simple manner. Just fill in the details about the pack and start the courier scan. First mover wins, or pick carefully your best option. Out of the many available solutions, and you can really be quick, the courier doesn't let you wait. Follow the map live on the courier track. Communicate with him. If you choose to, you can both call and drive. 5678. Your shipment
handed on a plate. Sign online with photo, proof of delivery. 9:10 and that is all. The package at the intended address. Confirm. Rate online if you are satisfied. Check also other locomotives you may like. Mulțumesc, dacă există întrebări, vă stau la dispoziție. Mai livrează cineva într-o oră? Mai încearcă să livreze într-o oră și unii și reușesc. Însă, SMT e specializată pe tiparul ăsta de livrări, însă nevoile clienților merg acum de la SMT, SMT e old news, se duc către Same Hour. Și cine putea să se ocupe de Same Hour decât SMT, dacă nu s-ar fi ocupat SMT? Nu am mai ținut pasul cu piața. Exact asta vreau să întreb, dacă ați avut solicitări de la clienți că ei își doresc mai repede. Da, își doresc mai repede. Aici principalul motor, bineînțeles, e livrarea de mâncare pe care am intrat în zona asta. Asta nu poate fi făcută decât în interval de jumătate de oră, oră. Și are ca și caracteristică nevoia de a o realiza la un preț cât mai scăzut posibil, pentru că mâncarea nu costă mult și atunci trebuie să vii și cu costuri mici. Și, practic, singura manieră de a o face fezabilă era să agregi resurse multe pe unitate suprafață și să tai dispecerat. Deci nu era greu deloc, dar trebuia schimbat, de fapt, fundamental. Nu e chiar simplu, sunt niște similitudini cu aplicații de taximetrie, însă complexitatea e mult mai mare datorată naturii business-ului. Curieratul e mult mai complex ca activitate. Da. Avem o întrebare. Bună ziua! Nu mi-este clar cine sunt curierii. Poate să fie cineva curier ad hoc pe aplicația aceasta Same Hour? Acum sunt integrați cu curieri din diverse companii de curierat. În București, mă rog, mai datorită și relației cu Same Day Courier, a fost mult mai ușor să integrezi foarte mulți curieri de la Same Day și ei au fost practic și un experiment în zona asta, însă în alte orașe lucrăm cu mai multe companii de curierat mici. Pot fi și persoane fizice autorizate sau curieri individual sau firme de curierat mai mici, dar care trec înainte prin filtrul nostru, adică nu chiar oricine poate oferi serviciul ăsta. Trebuie să, pentru că în curierat ai o nevoie de siguranță și atunci trebuie să treacă printr-un anumit filtru. Ați pomenit de aplicația de taxi și mi-a venit din capul cea din vest care face ravagii, că oricine poate să ajungă șofer de taxi. Este o aplicație... Da. Putem face o paralelă. Asta este un Uber al curieratului. Nu mai sunt întrebări, mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Mergem mai departe.